Fostul iubit al regretatei prințesei Diana, James Hewitt, s-a angajat ca voluntar civil în Ucraina. Bărbatul în vârstă de 64 de ani luptă acum pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut casele în urma bombardamentelor rusești. James a parcurs deja mii de kilometri prin orașele bombardate pentru a salva civilii răniți sau rămași fără adăpost. La debutul războiului, el a înființat o organizație non-profit pentru a ajuta persoanele vulnerabile să fugă din calea războiului.